Da, un meci echilibrat, extrem de greu. Am întâlnit o echipă bună, vreau să-i felicit pe UTA pentru abordarea din seara aceasta. Într-adevăr, au venit să joace fotbal. Mă bucur în final că suntem noi echipa care am reușit să câștigăm. O prestație și o atitudine bună a băieților. Au fost momente când a trebuit să suferim și am făcut-o și acum trebuie să fac o echipă atunci când e nevoie. Și momente când am jucat și puteam chiar să mărim scorul pe tabela de marcaj. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru și din fericire am reușit să câștigăm în final. Nu pot să spun că m-am surprins. Într-adevăr, au început în primele minute, după aia s-au retras. Sunt strategii și strategii care le aplică antrenorii. Știam că ne așteaptă un meci cu o echipă forță, cu o echipă bună, agresivă. Și cu atât mai important e victoria în seara asta, pentru că ați văzut și dumneavoastră că n-a fost ușor deloc. Cum spuneam și înainte de meci, la interviu, la flash interview, e cam ce văd în acest început de sezon, este că orice echipă poate să câștige puncte oriunde. Campionatul mi se pare mai dificil decât în anii trecuți, ceea ce este benefic pentru fotbalul nostru. Dar nu aveam niciun dubiu. Am spus-o și după conferința de la Ploiești, imediat după meci la conferința de la Ploiești, că rămâne cel mai bun portar din țară și că a fost o eroare de sistem să mai întâmple și la case mai mari. Iar în țara asta, cred că ne-a demonstrat tuturor din ce stoc este făcut, pentru că atunci când joci într-o echipă cum e a noastră, o echipă bună, o echipă importantă, care nu oferă foarte multe situații adversarului de a marca, portarii mari în general, atunci când o au, atunci te scot, pentru că iau doar un șut sau două pe meci. Nu ca atunci cu echipă când suferă și au 10 șuturi și scot 7 și au 3 goluri. Adică nu, portarul mare se deosebește și până lucrul acesta, pentru că trebuie să rămână 90 de minute concentrat și când se ivește acel șut să fie pregătit așa cum a fost Horațiu în ultimele secunde acestui meci. Hai, cred că vorbește de la sine, nu? Echipa mare se face prin fotbaliști mari, prin fotbaliști care au execuții. Bineînțeles că e și aportul nostru al staff-ului și a tuturor persoanelor care sunt pe lângă această echipă, dar acolo pe teren, în anumite situații, diferența, cum a fost și meciul ăsta, o fac jucători de acest calibru și care, în primul rând, au curajul să tragă de la 30 de metri, pentru că și vede, acum a făcut-o și Sefer în meciul cu FC Argeș, face și Junior Moraes cu un gol extraordinar. Nu, am spus, pentru că am avut o problemă medicală. Avem probleme medicale cu Florin Ștefan, are o micro-întindere, are lipsit o săptămână, ceva de 2-3 zile deja. Și ar trebui forțat de circunstanțe, pentru că și Dusoi în revenire, chiar dacă a fost cu bancă, nu este la 100% Belu și el și revine acum, a început alergările de o săptămână cu noi, încă nu, am 3 fundași dreapta, niciunul îmi fac unul. Și singurul care era, chiar dacă mi-a fost teamă puțin pentru integritatea lui, în primul rând, de sănătatea lui, pentru că asta era cel mai important, dar a trecut cu brio, cred că a avut și niște intervenții extraordinare, foarte bune. Ne-a pus și pe Jar în ultimele secunde, când putea să degajeze mingea, să nu se mai întâmpla nimic. Dar e până înțeleg, să vii după 6 luni să intri într-un meci destul de greu, important, cu un adversar, atât Iobelo, cât și Mătele, când se schimbau adversar cu măsură puternice, eu cred că a rezistat bine. Da, în momentul ăsta mai greu să mai spun că e un adversar, că mai suntem favoriți față unui adversar. Poate doar atunci când jucăm pe Giulești avem acel 10% în plus, pentru că avem suporteri în spate, dar în rest vor fi meciuri pe care va fi un an greu, un sezon dificil. Ok? Cum? Salut, Cristi. După? Nu cred că s-a relaxat echipa. Eu cred că am avut șanse de a da gol. Am avut o șansă mare cu Papel, Jason Papel.
E normal că atunci când nu ai nimic de pierdut, cum era în cazul Utei, care avea un om în minus și era condusă, normal că riști. Până la urmă, care e diferența că pierzi cu 2-0 sau 1-0, e același lucru. Și cu ascendentul ăsta moral pe undeva, că nu am nimic de pierdut și mă puțin la disperare, putea să ne coste în ultimele secunde. Am fost și săptămâna, cu două săptămâni. Da. Nu știu, nu mă interesează acest lucru. Suntem, au trecut 6 meciuri. De la început am spus, luăm meci cu meci. Obiectivul nostru rămâne cederea în play-off. Și nu mă gândesc, sincer, chiar merg la meci.